Ați văzut etapele prin care am trecut pentru doamna Cristina. Nu ne-a fost ușor, dar nu ne-am lăsat. Am zis că o să-i renovăm această casă femeii pentru că vrem să aibă o altă viață. Colega mea, Ana Vladislav, se află chiar acum la doamna Cristina în vizită, unde, oameni buni, vedeți în exclusivitate cum arată garsoniera pe care noi am transformat-o în totalitate. Ana Vladislav, mă bucur să te văd acolo la doamna Cristina acasă, prietena ta de când avem emisiunea, pentru că vă înțelegeți foarte bine. Și haide să vedem cum arată casa, că mor de curiozitate. Bună seara, Cătălin, bună seara tuturor. Uite, am vrut să încep live-ul așa cum am început și acum 3 săptămâni, când v-am prezentat-o pentru prima dată pe doamna Cristina, de la ușă. Acum așa arată ușa doamnei Cristina. S-a schimbat cu totul. Și haideți să intrăm ușor, ușor în casă, să vedem tip-til. Cum arată acum, cum s-a transformat. Ușor, ușor, ușor. Începem cu holul, frigider. Totul este curat, pereții zugrăviți. Frigider, da, în hol. Cătălin, vrei să-mi spui ceva? Da, văd frigider în hol, pentru frigider. Că practic garsoniera asta era un munte de gunoi, oameni buni, ați văzut și noastră, și uitați cum arată în 3 săptămâni de muncă. Până să ajungem în camera doamnei Cristina, vreau să-ți arăt și baia. S-a schimbat și baia. Te rog, era incredibil curat, cum arăta baia, nu puteai faianța. Să... Ghiuveta, WC-ul, totul s-a schimbat. Deci este cu tot, are cu totul o altă față. Este curat, miroase a curat acum în casa doamnei Cristina. Mai sunt niște retușuri de făcut. Acum ușor, dar... ușor o să intrăm. Da, mai trebuie prinsă oglinda. Acum sunt băieții aici, îi vor prinde și oglinda. Și acum ușor, ușor o să intrăm în cameră, care are cu totul alt aer. Este curată, este zugrăvită, biblioteca plină de cărți. Bună seara, doamna Cristina. Bună seara. Bună seara, Adela. Bună, bună, Ana. Bună seara. Cum sunteți, doamna Cristina? Ce faceți? Cum vă simțiți acum? Casa curată, totul nou? Minunat. Dar nu-mi vine să cred cât bine s-a abătut asupra mea, dintr-o dată. Și mă tem să nu mă pedepsească Dumnezeu. Deci, ce e acum, pentru mine e o minune. Ce ați făcut pentru mine, nu puteam eu să fac într-o 100 de ani. Clar. Ne bucurăm că am reușit să vă schimbăm așa, așa aerul în casă și viața. Adică așa era casa mea și înainte de... Așa arăta casa mea. Înainte să fie plină de gunoi și de mizerie de pisici. 80 de tomberoane am scos, 80. Să nu pot să o întrețin, da. Așa era casa mea. Adela ne-a dat o mână de ajutor, a fost cu noi să alegem mobila, v-a adus un tablou, lustra... E foarte frumos. Da. A fost o provocare pentru că mi-am dorit foarte mult ca doamna Cristina de fapt să înțeleagă dincolo de efortul pe care l-am făcut pentru ea faptul că nu e singură. Și mie mi se pare că ei acum este puțin teamă că noi am fost alături de ea în săptămânile acestea, iar acum va rămâne singură. Așa e? Păi nu va rămâne singură, colega mea Ana Vladislav va merge cel puțin o dată pe săptămână. Noi o să mergem de asemenea să mai vizităm doamna pe doamna Cristina. Eu o să vin să vă mai vizitez, v-am promis că o să vin să vă mai vizitez, da? Sunteți bineveniți oricând. Păi eu vreau să vin, să mă asigur că o să țineți curat și că camera aceasta o să arate așa și peste 2 luni și peste 3 luni. Și bucătăria și asta. Hai că vedem și bucătăria și cum arată toată... Sunt în curs de negocieri pentru curățenie. Adică Cătălin, am înțeles să facă că trebuie să luăm publicitate. Săptămâna. Luăm publicitate și vedem și noi apoi casa, să ne arăți așa și bucătăria după. Tot. Da, te rog frumos. Ana Vladislav, colega mea, se află acasă la doamna Cristina, femeia care trăia cu 30 de pisici, 30 de pisici în casă. Și țineți minte ce a fost acolo, da? Iată că nu ne-am lăsat și am făcut tot posibilul să schimbăm viața în bine.